Steaua, București, Deces, drum lin, Ardian-Gheoroaie. Steaua București deplânge trecerea în neființă a fostului antrenor emerit de atletism, colonel în rezervă, Ardian Gheoroaie, 70 de ani. Prin mâna sa au trecut mari atleți ai României și ai Stelei, a fost antrenor la clubul nostru, dar și la lotul olimpic, între 1990 și 2014. I-a pregătit printre alții pe Oana Mușunoi Pantelimon, medaliată cu bronz la Jocurile Olimpice din 2000, la săritura în înălțime, Alina Rotaru, Angela Moroșanu, Eugen Cristian, Popescu Nistorescu, Constantin Militaru, Răzvan Enescu, Ardian Gheoroaie Junior, Dorel Eftene, Ionuț Pungă și Ionuț Eftimie. Pentru rezultatele obținute în toți acești ani, în 2000 a primit titlul de antrenor emerit, în 2000 a fost premiat cu Ordinul Național pentru Merit în grad de cavaler, iar în 2004 cu Ordinul Meritul Sportiv, clasa a treia. Trupul neînsuflețit este depus la capela cimitirului Ghencea 3 din strada Cooperativei, iar mâine va fi înhumat, începând cu ora 12. Condoleanțe familiei îndoliate, atletismul românesc va fi mai sărac. De acum, Dumnezeu să-l odihnească în pace. Ultimile aplauze, maestre. Drum lin, printre îngeri. Steaua se iubește indiferent de rezultat. Sursa, Steaua București.